Carmen de la Sălcioa, mesaj de iubire pentru partenerul său. Ce a transmis cântăreața lui Marian Corcheș pe Instagram? Carmen de la Sălcioa e cea mai fericită de când e din nou într-o relație, iar vedeta nu ezită să le arate tuturor ce trăiește în aceste momente. Artista a publicat o nouă fotografie alături de partenerul său și a transmis și un mesaj de iubire. Carmen de la Sălcioa e într-o nouă relație de puțină vreme, însă se pare că lucrurile între ea și Marian Corcheș, partenerul ei, sunt destul de serioase. La scurt timp după ce s-a cuplat artista și-a asumat relația și le-a spus tuturor că e din nou fericită. Carmen de la Sălcioa i-a transmis un mesaj de iubire partenerului ei. Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de iubire și ori de câte ori are ocazia le arată și fanilor ei cât de împlinită e alături de Marian. Astăzi a publicat o nouă imagine cu bărbatul, iar cântăreața i-a făcut și o declarație de dragoste în văzul tuturor. Întregul univers s-a străduit să mă ajute să te găsesc, a scris Carmen de la Sălcioa pe pagina sa de Instagram, în dreptul imaginii cu iubitul ei vestea că artista Carmen de la Sălcioa a surprins pe toată lumea, dar mai ales pe cei care știu că ea se iubește cu Marian Corcheș. Se pare că bărbatul e momentan însurat, asta deoarece divorțul de soția sa nu a fost încă pronunțat. Bianca Corcheș nu a stat prea mult pe gânduri și a ținut să lămurească lucrurile dintre ea și soțul ei, după ce chiar aceasta a fost acuzată că l-ar fi înșelat pe bărbat. Acum tânăra a decis să accepte divorțul, însă în ceea ce privește partajul are mai multe condiții pe care Marian Corcheș trebuie să le îndeplinească. Altfel din nou va fi scandal. Banii pe care amândoi am muncit, nu mi dă. M-a lăsat ca pe un gunoi pur și simplu, ca el să se poate duce în vacanțe cu Carmen și să se distreze și eu să rămân fără nimic. El nu îmi dă nici măcar ce am făcut împreună. Îmi doresc să am liniște, îmi doresc să-mi dea ce am făcut noi împreună. Așa cum am cumpărat apartamentele, îmi doresc să-mi dea ce mi se cuvinte. Am cumpărat două și al doilea e plătit aproximativ jumătate. Vreau să-mi dea un apartament, jumătate din apartamentul care s-a achitat. Avem și două mașini, dintre care el venit și mi-a luat-o pe cea cu care am făcut accident, a spus Bianca Corcheș.